dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. Cumva, iată că s-a terminat și cu examenul de bacalaureat. Fratele meu a avut ieri ultima probă și mi-a spus mama că aseară a ajuns cam târziu acasă, probabil că a sărbătorit puțin. Sunt convinsă că a trecut prin niște emoții foarte mari. Cu toate astea, având în vedere subiectul pe care îl dezbatem astăzi la prima oră, îmi dau seama că noi nu am beneficiat de un anumit program, și anume after school, pentru că pe vremea noastră, să spun așa, eram noi mai mititei, programele de genul acesta erau încă la început, dar iată că ne întoarcem cu privirea și către voluntari, orașul care ne găzduiește și pe care ne dorim să-l reprezentăm cu succes, cât și Metropola TV așa a început ca post local al orașului voluntar și ne mândrim cu asta și ne mândrim cu toate rezultatele și reușitele pe care le vedem la noi în comunitate, nu sunt puține, să știți. Și enumerăm astăzi încă una dintre ele. Există serviciul educațional Before and After School, despre care vorbim acum. Vorbim despre el în contextul programului școlar 2021-2022 și facem acest lucru alături de Florentina Popa, reprezentant al Direcției Educație Culturală, Sportivă și Identitate Comunitară, DECSIC, pe scurt. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Aș vrea să te întreb cum s-a pus pe picioare acest proiect, cum a luat el naștere? Acest proiect a luat la naștere la inițiativa domnului primar Pandele, Florentin Costel, și aprobat de Consiliul Local, pentru a veni în ajutorul copiilor din orașul voluntari, dar și al părinților. Mi se pare foarte important în această perioadă în care cultura se schimbă și mamele încep și ele să muncească din ce în ce mai mult, cot la cot cu tații, imediat după cei 2 ani în care probabil mai stau pe acasă, merg la muncă și e foarte greu dacă nu ai pe cineva lângă tine care să-ți fie alături, bunici, mătuși, unchi, care să poată să mai stea cu copilul. Când eram eu mică, la țară era o comunitate întreagă în care copiii rămâneau cu bunicii, ne jucam între noi, cumva exista această grijă, dar odată cu dezvoltarea culturală, socială și cu toată agitația din metropolă, ai nevoie de un astfel de program și aș vrea să te întreb cine se ocupă de educația copiilor. De educația copiilor, în programul serviciu educațional Before and After School, din cadrul DECSIC, se ocupă cadre didactice cu experiență în domeniu, care pun bazele educației de foarte mult timp. Dacă ar fi să ne gândim cumva și la apropierea de casă, unde are loc acest program? Am înțeles că sunt mai multe centre. Aici, în voluntari, sunt 4 locații. Prima locație, serviciul a apărut în 2013, serviciul educațional, Before and After School. În 2019 a fost inaugurat un sediu nou al serviciului educațional Before and After School la școala gimnazială numărul 2 din Negroponte, unde acolo regăsim o clădire pe 3 etaje cu 11 clase, bucătărie proprie și o sală de mese. Acolo ajung 150 de copii, dar din cauza pandemiei au fost restricționați la un număr de 135 de elevi. A doua locație este cea de la școala gimnazială numărul 1, Anton Pan, care la rândul ei beneficiază de 2 locații din bulevardul Tudor Vladimirescu numărul 35, unde maxim poate fi 100 de copii înscriși, și a doua locație fiind în Nicolae Bălcescu, numărul 46, cu un număr de 50 de elevi. Mai avem și în Pipera, în cartierul Pipera, școala gimnazială numărul 3, unde acolo avem 2 clase de Before and After School. Spuneam într-o emisiune trecută că mie, de exemplu, având în vedere că locuiesc în voluntari, nu mi-ar fi teamă. Fiind tânără, fiind la început de drum, nu mi-ar fi teamă neapărat să fac un copil în aceste vremuri, pentru că îmi dau seama că mă aflu într-o comunitate extrem de unită, care de-a lungul timpului a făcut pași importanți pentru a echilibra și a ușura viața părinților din comunitate. Știu, de exemplu, noi am început să vorbim despre proiectele din orașul voluntar și am început să vorbim despre faptul că aici există mese calde pentru copii, acordate în mod gratuit de către primărie. Mi se pare fantastic pentru că, în realitate, în România încă avem probleme de ordin financiar, încă salariile nu sunt foarte mari, încă părinții își dau toată silința și uneori
iată, e bine să ai și un centru sportiv unde copilul să aibă de ales 10 discipline sportive unde să poată să se antreneze, să se dezvolte armonios. Mi se pare inițiative foarte frumoase și, de exemplu, despre proiectul vostru, știu că ați avut, de fapt, voi o vizită din partea colegului nostru, Jul, care s-a întâlnit cu educatoarele pe care le aveți în cadrul acestui program și i-a spus că sunt extrem de calde, de primitoare, de drăguțe cu copiii. Sunt curioasă și de program în sine. Am înțeles că există și masă în cadrul acestui program. Da, în after school beneficiază toți copiii din voluntari de after school, de before and after school, în cele 4 locații de care v-am spus. Programul este, de fapt, începe cu hrană, transport și, bineînțeles, asistență educațională. Începem cu mic dejun, gustarea de dimineață de la ora 10, prânz și gustarea de după amiază la ora 16. Ce activități desfășoară copiii? Mă gândesc acum la joculețe, au parte și de componenta aceasta copilărie a jocului? Da, foarte multe jocuri logice. Persoanele care predau în before and after school sunt profesioniste, cu asta se ocupă, iar copiii beneficiază de foarte multe lucruri, inclusiv dezvoltare personală. La Casa de Cultură sunt foarte multe activități, dansuri, coreografii, în not, avem în program. Știu că am avut și noi invitat o doamnă profesoară de dans de la Casa de Cultură și am sesizat că în sufletul ei o mare iubire, o mare dragoste pentru copii și face tot ceea ce face cu multă pasiune și am văzut și o parte dintre copiii pe care dumneavoastră îi antrenează, sunt foarte fericiți, foarte liniștiți, au foarte multă încredere de sine, cumva cred că se simt ca într-o familie și cred că le e greu în vara să se despartă de această familie. Știu că aveți și o școală de vară, nu-i așa? Da. La inițiativa domnului primar Pandele Florentin Costel s-a venit cu programul Școala de Vară, care face parte tot din programul, din serviciul educațional din cadrul DEXIC, care a fost înființat în 2015, tot așa venind în ajutorul copiilor și al părinților. Copiii sunt cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, unde pot veni și copiii din grădiniță care au vârsta de 5 ani. Mi se pare un real ajutor. Vara mi se pare cel mai greu pentru părinți, pentru că dacă din septembrie până în iunie cumva sunt asigurați și copiilor au un program, vara e mai dificil puțin, nu prea știi cum să te împarți. Mai e un concediu, dar până la urmă ți-e greu să lași copilul singur, așa că e benefic un astfel de program. Sunt curioasă de inițiativa cu care s-a pornit la drum în cadrul acestui proiect. La școala de vară sunt 4 pachete de bază. Primul pachet cu program de la 8 la 18, cu mic dejun, gustare de dimineață, prânz și gustarea după amiază. Pentru acei părinți care sunt foarte ocupați și nu își permit să-și lase copiii singuri. Al doilea pachet cu program de la 8 la 18, cu prânz și gustarea de după amiază. Pentru acei părinți care dimineața sunt acasă. Al treilea pachet, tot cu program de la 8 la 18, cu mic dejun, gustare de dimineață și prânz pentru acei părinți care își pot lua copiii după ora 15. Și ultimul pachet, doar cu prânz. Sunt impresionată cumva de ceea ce se întâmplă aici în voluntari și citind despre acest program am aflat că domnul primar Florentin Pandele s-a implicat în mod direct în punerea pe picioare acestor proiecte. Da, se implică în mod direct din toate punctele de vedere. S-a implicat din punct de vedere educațional, oferind tuturor unităților de învățământ beneficii care pot duce la o școală mai bună și a fi o educație de calitate. Drept pentru care s-a apelat a aduce în școli, pentru a nu mai fi probleme între copii, uniforme școlare, în primul rând tablete pentru școala online, care a fost foarte dificil, și costume
sportive, alarme și implementarea catalogului online. Uite, despre uniforme chiar nu știam, dar mă bucur din suflet pentru că se fac astfel de diferențe între copii și e frustrant să mergi la școală și să știi că un copil își permite o haină ceva mai drăguță, ceva mai scumpă, iar părinții tăi nu pot să-ți cumpere. Eu am trecut personal prin treaba asta și pe mine m-a ajutat enorm că în cadrul liceului unde am făcut eu școală s-a implementat uniforma. Altor copii nu le-a plăcut, dar mie mi-a convenit teribil, m-a scăpat de foarte multe bătăi de cap. Sunt curioasă dacă voi face și temele cu copiii. Da, în cadrul serviciului educațional Before and After School se efectuează temele și cel mai important acum pe perioada verii se vor efectua temele de vacanță ale copiilor. Dar pe lângă aceste teme de vacanță se respectă curriculum național, iar programa școlii de vară mai conține și vizite la muzee, excursii. Asta mi se pare foarte drăguț și interactiv. Cred că e ocazie pentru copii. Cumva ies și ei alături de profesori dintr-un soi de rutină și au ocazia să vadă locuri pe care poate că nu le-ar vizita cu părinții lor, poate că nu au timp să meargă împreună. Aș vrea să mai întreb cum se fac înscrierile, pentru că e foarte important în cazul în care cei de acasă s-au convins de beneficiile acestor programe să știe cum să se înscrie. Pentru anul școlar 2021-2022, toate detaliile sunt trecute pe site-ul dexic-voluntari.ro. Acolo veți găsi toate detaliile, inclusiv descărcarea cererilor de înscriere. Se poate face și online. Iar pentru școala de vară, înscrierile s-au încheiat ieri. Pentru Before and After School au început de astăzi până pe data de 15. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații și felicitări pentru activitatea pe care o întreprindeți și pentru eforturile pe care le depuneți pentru a avea această educație unitară în orașul Voluntari și vă doresc mult spor pe mai departe și la cât mai mulți copii și familii fericite. Mulțumim! Noi mai departe, dacă tot e cald afară și, mă rog, bate vântul, nu se știe dacă vine vreo furtună astăzi în București, v-am zis să vă anunț, așa poate aveți nevoie să vă luați repede, repejor, umbrelă. În orice caz, dacă aveți plante bio, să știți că TB Tips vă vine în ajutor în această dimineață și ne învață cum să udăm corect plantele bio. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Îmi vine să râd pentru că sigur o să considerați că am plecat razna cu acest videoclip pe care o să-l fac azi, dar să știți că este de însemnătate pentru că în ultimul timp am observat foarte multe persoane care s-au mutat din mediul urban în mediul rural, de la oraș la țară, a început să cocheteze cu grădinăritul și pentru ei orice informație, de orice fel, chiar și cum ai pune ceapa în pământ, este de un real folos. Îi felicit pentru alegerea pe care a făcut-o, iar datoria noastră a unora dintre noi este măcar să putem explica anumite aspecte, oricât ar părea ele de banale, și azi o să vorbim despre udarea corectă în grădinăritul bio. Primul sfat pe care vreau să vi-l dau este ca niciodată să nu folosiți așa ceva în grădină, cel puțin în cazul legumelor, și niciodată să nu îmbăiați toată planta. Întotdeauna udarea se va face la tulpină, într-un sens circular, dar fără ca apa să ajungă la tulpina plantei. Vedeți, de aici până aici am o distanță de 6-7 cm, o porțiune în care n-am stropit și eu am stropit circular. De ce am făcut acest lucru? Chiar dacă am făcut acest lucru mai devreme, revin, pentru că cel mai bine este să udați bine, rar și cu o cantitate suficientă de apă, dar nu cu un debit foarte mare. De exemplu, eu aici am făcut un sens circular și voi reveni peste 10 minute și voi uda din nou. Și voi face de 5-6 ore acest lucru. De ce fac această activitate? Ei bine, în special, cel mai periculos la plantă sunt fungi, bolile pe care le-ar putea provoca aceste ciuperci. Ce le plac ciupercilor? Le plac umiditatea și le place întotdeauna mediul de condens. Ea întotdeauna, cel puțin mana, o vom găsi în pământ, dacă este să avem solul infestat cu așa ceva. Iar drumul ei către plantă va începe exact prin această parte a tulpinei. E, dacă noi dăm un mediu umed în jurul tulpinii, ea întotdeauna, această ciupercă, va fi favorizată să dezvolte micelul în această zonă și să plece treptat
în sus către plantă. În schimb, dacă noi vom da într-o zonă circulară, vom lăsa această zonă liberă, iar ciupercii îi va fi mult mai greu să vină și să atace planta. Când este cel mai bine să stropim? Seara sau dimineața? Și una și alta, dar eu prefer întotdeauna să stropesc seara. De ce fac acest lucru? Pentru că dacă aș stropi dimineața, urmează ziua, ziua este călduroasă, apa se va evapora și bineînțeles că există posibilitatea și de opărire a plantei. Pe când seara se va menține o temperatură constantă, iar pământul va avea timp să tragă umiditate suficientă la tulpina plantei. De ce în sistem circular sau pur și simplu așa cum am jucat X și 0 pe o hârtie atunci când mergeam la școală cu prietenii? Ei bine, și aici avem un răspuns. Rădăcina tomatei sau orice legume pe care dumneavoastră o aveți în grădină va fi stimulată să se ducă să tragă substanțele nutritive și umiditate dintr-o zonă cât mai îndepărtată și astfel sistemul reticular va fi stimulat să se dezvolte cât mai mult, ceea ce va duce la o bună hrănire a plantei și întotdeauna la o asimilare mult mai bine. Ce are un sistem reticular foarte dezvoltat va fi întotdeauna și de foarte bună calitate. În grădinăritul bio eu aș recomanda stropitoarea tradițională cană și furtunul cu debit mic sau sistemul de picurare, dar să ține cont de acele aspecte pe care le-am prezentat. Nu că eu aș face niște tone imense sau niște cantități enorme de legume sau de produse bio din grădina mea, dar ceea ce vă pot spune este că întotdeauna am avut pe masă pe tot parcursul verii și nu numai produsele mele din grădina mea, de care m-am bucurat că sunt naturale și sunt cât mai curate posibil. În speranța că acest videoclip v-a fost de folos unora dintre dumneavoastră, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Și nu uitați, în grădinăritul bio, orice detaliu cât de mic contează. Dacă la capitolul plante bio s-ar putea să nu fie atât de multe persoane interesate, totuși de sport cred că suntem mai toți interesați. Eu de când cu Iaremciuc sunt foarte, foarte interesată. Eu știu, de exemplu, că Ucraina urmează să joace cu Anglia și cred că acolo se va termina povestea mea de dragoste cu Iaremciuc. Dar aștept să-mi povestească colegii de la Sport Total FM ce alte meciuri se mai joacă, ce s-a mai întâmplat în lumea sportivă, așa că le spun bună dimineața lui Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Nu s-a mai jucat nimic. Și e bine că nu s-a mai jucat nimic. Și am dormit și noi azi noapte. Am putut și noi să dormim. La noi, dacă meciurile se termină după miezul nopții, e destul de complicat să ne trezim dimineața. Da, ne trezim că nu avem ce să facem, dar pe aia venim, ne întâlnim și cu scările de aici și e un cocktail molotov așa. N-am avut niciun meci. Ucraina nu mai vine. Unde spunea George la voluntar că se la antrenă? La voluntar, da. Nu mai vine pentru că probabil sunt deja la Roma. Au zis, doamne, ce sens mai are să mai venim în România ca după aia să mergem să jucăm următorul meci la Roma. S-au dus deja în Italia și au dat undă verde și meciului România-Argentina, meci de rugby. El se va putea disputa pe start arena Arcul de Triumf sau stadionul Arcul de Triumf, nici nu știu cum să-i spun mai exact. Asta este o veste bună pentru noi. Da, e o veste bună pentru că în următoarea săptămână, dincolo de inaugurarea stadionului Arcul de Triumf, vom avea și inaugurarea stadionului din Ghencea. Va fi pe 7 iulie, cred că miercurea viitoare, sper că nu greșesc. Deja s-au vândut 8500 de bilete la acest eveniment. Probabil că se va trece de 15.000, pentru că dacă vor veni cei vaccinați la partidă, vor primi bilete. Va fi un interes mare și de când așteptăm, Gabi, aceste două stadioane să fie date în folosință? Cred că a trecut mai bine de un an. Da, și mai e unul. Și pe ăla așteptăm. Așteptăm și pe ăla. Construcțiile au început în același timp. E vorba de stadionul Giulești. Da, dar la Rapid au fost ceva întârzieri la început și s-a dat drumul mai greu. E ultimul care se termină, dar e bine că se termină. Da, trăim un paradox. În general trăim un paradox în România de mai mulți ani. Tot inaugurăm acum arene moderne, dar nu mai avem ceva. Noi sperăm că o să mai avem peste câțiva ani. Nu mai avem sport. Adică, în general, avem acum, începem să avem arene moderne, dar nu prea mai avem cu ce să le populăm din punct de vedere sportiv, la nivel înalt, la chestia asta mă refer. Căci rugby-ul este jos, foarte jos. La fotbal nu ne mai calificăm la turnee finale, prin cupele europene nu mai contăm, jucători mari nu mai avem. Despre restul sporturilor nici nu vreau să mai vorbesc. Așa că
E un paradox, nu? Da. Ne pregătim în schimb de Jocurile Olimpice și l-am auzit ieri pe Ion Țiriac vorbind despre faptul că ar fi trebuit ca această competiție să se anuleze. Eu nu cred că se face lucrul ăsta pentru că se pierd foarte mulți bani. S-au pierdut și anul trecut pentru că s-a amânat. Dacă s-ar mai fi amânat încă o dată, cred că ar fi fost un deficit foarte, foarte mare. De asta spun că până la urmă Ion Țiriac gândește ca un businessman, dar până la urmă nu e el implicat deloc. Da, e ușor să vorbești despre banii altora. Exact. Noi discutam la începutul emisiunii astăzi, atunci când pomeneam de Wimbledon și de faptul că jucătorii români se descurcă foarte greu pe iarbă și ne întrebam de ce totuși, după atâția și atâția ani în țara asta, n-au apărut unul, două terenuri cu iarbă care să fie folosite de jucătorii noștri în pregătirea sezonului pe iarbă, nu în restul anului. Și am zis, dom'le, federația n-a făcut lucrul ăsta. De ce nu l-a făcut? Nu știu. Dar ne-am mirat de ce n-a făcut Ion Țiriac treaba asta, pentru că l-a investit bani foarte mulți în complexul de la Stejari, unde sunt multe terenuri de tenis și nu numai terenuri de tenis. N-a făcut unul cu iarbă. Probabil că dacă făcea unul cu iarbă, măcar Sorana, Simona și așa mai departe s-ar fi putut pregăti acolo înainte de sezonul ăsta. Sigur, fără să fie accidentate. Vorbim de cazurile fericite, normale, nu astea pe care le traversează Simona. Foarte mulți oameni se întreabă, domnule, de ce stau atât de mult în străinătate jucătoarele noastre de tenis sau jucătorii noștri de tenis? Pe unul dintre motive e și ăsta. Sigur că și-ar dori să stai acasă, dar când pregătești un sezon de iarbă, unde să te antrenezi în România? Nici măcar Simona Halep, nu, care este loc cu 3 mondial, da? Nu are posibilitatea în București să se antreneze pe un teren de iarbă. Da, și tot glumeam ca să vă spunem, la noi dacă s-ar face un teren cu iarbă sau două, mai de fițe, așa, ca să o luăm mai pe românește, sunt mulți care joacă tenis astăzi cu bani și numai de amorul artei s-ar duce în timpul anului să joace acolo, să se expună și s-ar putea scoate cheltuielile cu terenul ăla, iar în rest ar profita chiar jucătorii noștri profesioniști. Pare o glumă ce vă spun acum, dar mi se pare că e foarte logică, să spunem așa, ideea asta din punct de vedere al afacerii. Da? În timpul anului către cei cu bani, iar înainte de sezonul pe iarbă, mergem către jucătorii profesioniști. Și uite așa, it's a win-win, cum zice englezul. Da. Da. Până la urmă, o așteptăm pe Sorana Cârstea, da? Astăzi un meci foarte interesant. Sigur, nu pleacă favorită cu Azarenka, dar este un meci care va fi interesant cu siguranță. Da, șansa Soranei din punctul meu de vedere o reprezintă perioada așa mai în formă. Nu, perioada mai slabă a Azarenkei. Da, Sorana cât de cât a fost în formă. Da, nu zice că nu-i place. Ea zice că nu se simte bine pe iarbă. Dacă îți vine cu o declarație de asta înainte de Wimbledon, deja mai scade așa din entuziasm. Nu-i place, dar fiecare tur avansat la Wimbledon se simte foarte bine în cont. Deocamdată cel mai mult a avansat Irina Begu. Ea e deja în turul 3, da. Unde sigur o va întâlni pe Polonza Swiatek, cea care ne-a impresionat în ultimul an, să spunem așa, de când a câștigat turneul de la Roland Garros în 2020. Să vedem cum se simte Swiatek pe iarbă, da. Că și ea e crescută pe zgură, nu? După cum ni se spune. Știi cum e? Zgura, terenurile de zgură sunt mai multe decât alea de iarbă. Poate că de aici vine și faptul că unele jucătoare sau cele mai multe jucătoare sunt mai bune pe zgură. Da, paradoxul este că deși sunt mai multe, mult mai multe terenuri pe zgură, sezonul pe zgură este tot unul foarte scurt, precum cel pe iarbă. Exact. Căci în rest se joacă pe hard. La Melbourne se joacă pe hard, după aia urmează turneele din America și turneele din Orientul Mijlociu. Vin Roland Garrosul și Wimbledon, după care ne mutăm iarăși în circuitul american, tot pe hard. Iar când se ajunge în toamnă, se joacă în Asia, tot pe hard. Singura dată când intră mari jucători în sală e atunci când e turneul campionilor la băieți. La fete se joacă când se joacă, tot pe hard. Așa că hardul cred că ar trebui să fie pentru toată lumea. Într-adevăr, acestea sunt noutățile. Ne reauzim mâine. Toate bune! Toate bune, George! Avem o foarte mare și foarte frumoasă surpriză. De fapt e foarte mică, dar e o surpriză, dar e foarte frumoasă, dar e foarte... Nu, deci trebuie să vedeți așa ceva. Se numește Eve, este o dulceață de copil. Vine alături de impresarul său și producătorul și artistul El Radu. Bună dimineața amândurora, bine ați venit la noi. Bună, Eve! Bună dimineața! Bună! Bine! Bună dimineața!
Noi ne spunem bună, dar noi am tot vorbit până acum, tu mi-ai povestit de prințese, de prieteni, de ziua ta, de a ști ce nu mi-ai povestit, Eve, nu mi-ai povestit cum ai început tu să cânti. Cine ți-a zis prima dată, hai să cântăm împreună? Păi, mami mi-a zis. Mami, și pe Radu cum l-ai cunoscut, mai ții minte? Da. Hai să aflăm o variantă și de la Eve și de la tine. Cum v-ați cunoscut? Ea este plină de energie și am cunoscut-o prin intermediul rețelelor de socializare, de fapt prin intermediul unui prieten comun, om de televiziune. Salutări încă o dată tuturor celor de la Metropola, salutări ție, Georgia. Am cunoscut această familie extraordinară prin intermediul unui om de televiziune. Am văzut un video micuț despre Eve și am zis că, băi, am putea să realizăm ceva, mai ales că e mână atâta artistism. Și am zis că, de ce nu? Eu nu prea am lucrat cu ăștia mici, dar știi de cine mi-a dus aminte automat, Evelina? De Iuliana Beregoi, când a descoperit-o în Republica Moldova la 8 anișori. Foarte tare! Da. Și uite, eu am văzut o melodie cu Eve și mie mi-a dus aminte puțin de Cleopatra Stratan. Ar fi și o simbioză aici, exact, da, ar fi și aici o simbioză muzicală. Și când am văzut cât este de activă, cât este de impunătoare, deci are deja la vârsta ei de 4 anișori și 6 luni, eu stau și mă gândeam ce făceam eu la 4 ani, deci numai nu pe la TV sau cu piesă și clip propriu. Dacă e să vorbim de videoclip, să stai un copil de 4 ani, 6 luni, 8 ore, să rapi, să nu obosești, hai să mai filmăm, încă o dublă. Deci eu pur și simplu am rămas încântat pe energie. Chiar dacă săptămâna asta sunt pe la emisiuni, ți-l a obosit, dar încă mai păstrează tempoul și asta este bine. Mă bucur că se simte foarte ok la voi în platou aici. Da, uite, noi ne-am înțeles foarte, foarte bine și uite, eu mai știu ceva, că ea este foarte energică și foarte activă și câteodată fură startul chiar și comparativ cu mine, care vine aici să prezint de dimineața. Eve, la ce oră te trezești tu? Pe la 6, așa? Cam așa de dimineață? Păi, eu așa m-au zis, că tu te trezești la 6 dimineața. Da. Și ți-e greu dimineața când te trezești? Cum te trezești tu dimineața? Ce-ți place să faci? Te speli pe dinți? Păi, eu vreau doar să stau în pat, să dorm. Și eu vreau, toată lumea vrea să stea în pat și să doarmă. Te înțeleg perfect, să știi. Dar totuși, când te trezești, ai ceva care, nu știu, te pune așa pe picioare? Mănânci ceva care îți place și prinzi energie? De unde vine energia asta ta? Hm? Păi de la mâncare. De la mâncare, da, mi se pare absolut normal. Ai o piesă preferată? Da. Care e piesa ta preferată? Ia, povestește-ne. Maluma Baby. Maluma Baby. Elradu, tu i-ai arătat piesa asta cu Maluma Baby? Da, nu, eu când am văzut, ne plimbam cu familia ei prin Ploiești și sunt originar de acolo și când am văzut că știe majoritatea hiturilor de pe radio, deci cunoaște versuri ceva și... Ce mai e o piesă cu Let's Get Down, da, piesa aia? Let's get down, let's get down. Asta? Asta știe și tati. Și tati. O place foarte mult. Dar dintre voi doi cine știe mai multe piese, tu sau tati? Eu. Mi se pare normal. Că știu, a zburat și un fluturaj, zăpada strălucește la mor cântecul Elsei. Care e cântecul Elsei? Cel mai celebru dintre ele, nu? Nu, zăpada strălucește la mor, nicio urmă nu-i pe ea. Vân ascuns de lume, este împărăția mea. Aici e totul ca furtuna ce-o trăiesc. Știu că n-am încercat, nu pot să opresc. E doar aici. Eu să știi că am învățat-o. Bravo. Felicitări. Bravo, uite, eu să știi că am învățat-o în engleză piesa asta și mie îmi place foarte mult. Știi și în engleză măcar refrenul? Nu. Let it go, let it go. Încercăm să cântăm împreună? Da. Uite, hai să-ți propun ceva, hai să te urmărim pe tine prima și prima dată, să vadă și cei de acasă cât de mult muncești tu, pentru că pentru mine a fost un șoc să văd cât de mult ai putut să dansezi în clipul piesei tale și să te cunoască și ei, timp în care noi repetăm puțin Let it go. Ce zici? Da. Și apoi ne întoarcem aici în platou. Vă invit să o ascultați și să o vedeți pe Eve și să vă bucurați alături de noi și să ne așteptați că ne întoarcem aici în platou alături de ea și de Radu.
Eu m-am topit și dacă Radu ai spus de Iuliana Beregoi, eu vreau să am această șansă uriașă. Dacă pe Iuliana Beregoi nu am prins-o când era copil să cânt ceva cu ea, Eve, vrei să încercăm să cântăm melodia S-a întâmplat? Da. Hai să cântăm așa un pic refrenul împreună. Da, uite, o să te rog să iei tu microfonul, așa ca să fim ca două prietene. Încep tu? Da. Haide. S-a întâmplat, s-a întâmplat, eu nu am mai rezistat. S-a întâmplat, s-a întâmplat, de un altul am plecat. Ce spun toți, eu e treaba mea. Fie cerul meu, de azi eu e prieten meu. Foarte drăguț, foarte tare, foarte frumos. Tare, ești foarte drăguță și am vrut să am o amintire cu tine când o să fii tu mare așa, să ne întâlnim peste ani și să ne uităm la filmarea asta, să vedem cum cântam noi împreună când aveai tu nici măcar 5 ani. Mai puțin, puțin până la 5 ani. Aș vrea să-mi povestești tu, Radu, cum e să lucrezi cu ea, să fii aproape de ea? Dacă, sincer, este foarte simplu, atâta timp cât există această simbioză între eventualul proiect muzical care va crește și, cum ai spus tu foarte frumos, peste ani vom privi aceste filmulețe, chiar și aceste imagini de la Metropola, nu știu care va fi reacția, dar cred că una, măi, a fost cândva la 4 ani și 6 luni, dimineți cu Georgia, când am lansat clipul de debut și... Lucrând cu ea, mi-am dat seama că există copii care chiar iubesc cu adevărat muzica și nu e vorba doar de faptul că părinții vor să-și vadă odrasle la televizor sau la radio vorbind pe șleau. Atâta timp cât copilul este firesc și simte o dragoste aparte pentru muzică, eu sunt alături. Și sunt foarte fericit de piesa asta, recunosc că am muncit un pic la text. Nu știam ce să compun, mai ales inițial, piesa este făcută în Spania, apropo, la studioul băieților și de acolo. Și când am primit demo-ul respectiv, Nana Fredonat pe production, ce să compun? Despre grădinițe, părinți, un pic banal. Și am zis că hai să totuși păstrăm mesajul unei piese pentru un copil, dar să-i dăm nișă comercială. Uh-huh. Ca ulterior să iasă piesa mea. Eu recunosc că foarte greu am găsit titlul piesei. Și am zis că piesa mea, e piesa ei. Foarte, foarte asta. Tare. Și dacă tot îi place Maluma, nu puteai să o duci doar în zona de copii, mai ales că, uite, și copiii cumva au dorința de a semăna cu adulții și cu siguranță se vor regăsi în melodia ei. Și vreau să-mi povestești tu, Eve, puțin cum a fost la film. Uite, te văd și acum, ești foarte curioasă să vezi ce se întâmplă cu microfonul. Ai descoperit tu bine un butonel roșu acolo, dacă apeși lung pe el, se închide microfonul, ca să știi ce se întâmplă. Cum a fost la film? Ți-a plăcut? Da. Și mi-a zis, uite, Radu, că ai dansat în continuu, 8 ore. N-ai obosit? Nu. Te-ai făcut și prieteni acolo la filmări? Da. Cu cine te-ai împrietenit? De cine ți-a plăcut? Cu... Uite chiar la ecran avem fetițele. Eve, dacă te uiți la ecran acolo, sunt și fetițele. Ah, prietenele tale, uite. Sunt o trupă de dansatori de la Constanța. Am filmat la Constanța. Am avut parte... Știți când au fost două săptămâni de ploaie și la voi? Am prins o zi... De ce ai îmbrăcat în albastru? Da, de ea ți-a plăcut cel mai mult? Da. Păi și tu, uite, ești îmbrăcată tot într-un fel de albastru. Mie îmi place de tine foarte, foarte mult, să știi. Dar ție părul cine ți-l face? Cine îți face codițele astea așa frumoase? Mami. Și unde ai învățat să dansezi? La dansuri. La dansuri? Mai ții minte cum se numește școala ta de dans? Vogue. Vogue. Mi s-a părut foarte interesant. Vogue e și o revistă celebră din străinătate, acolo unde apar marile vedete. Uite, ți-ar plăcea să apari și tu într-o revistă la un moment dat, să dai un interviu? Păi chiar am apărut într-o revistă. Foarte tare, da. Sunt în revista La Gift Your Beauty. Foarte interesant. Mi-ai zis că piesa ta deja a învățat-o unul dintre colegii tăi, nu? Mm-hmm. Și cum ai zis că te face să te simți? Fericită, bucuroasă. Și ce-ți dorești tu pe mai departe? Ce ți-ar plăcea să faci? Mai vrei, uite, să lucrezi cu Radu, să lansați piese? Vrei să ai un album propriu al tău? Da, dar cel mai mult îmi place să colorez. Foarte tare! Așa. Și cu actoria cochetezi puțin? Am văzut așa că ești foarte expresivă. Da. Da. Nu ți-a fost deloc greu la videoclip să filmezi? N-ai avut vreo provocare? Nu știu. Nu i-ai zis niciodată la mami, mami, hai să mergem acasă, am obosit. Nu i-ai zis? Nu. Foarte tare, înseamnă că ție îți place mult ceea ce faci, nu? Da. Doamne, atât de drăguță. Sunt curioasă dacă... Uite, ea e mică acum și probabil nu are un plan bine definit. Tu ce ai gândit pentru ea? Ce ți-ai dorit pentru ea pe termen? E foarte important că este tare, este dezinhibat, este bravo, este firească. Atâta timp cât omul este firesc, este acolo retras sau nu știu, are...
are gânduri, nu știu, de a se retrage la un moment dat. Cum ai zis tu anterior, că mami poate vrem acasă. Din potrivă, noi parcă s-a filmat tot. Am vorbit cu Mihai, saltăm pe Mihai de la Constanța. Nu, hai să mai dăm o dată. Deci, eu am mai văzut copii, da? Dar ea chiar are o energie debordantă. Iar asta o face să fie ea însăși. Deci, da. Și vorbind de copiii de acolo, ei nu se cunoșteau. În inițial era așa mai timidă și după care ea era șefa acolo. Apropo, se jucau, aveam pauze, îți dai seama. Se jucau cu mingea, ea le programa, de tu stai acolo, tu stai acolo. Deci deja un lider al grupului. Asta e. Are un viitor frumos și știe foarte bine lucrul ăsta. Ție, Eve, îți plac și poeziile? Da. Și înveți poezii cu ușurință? Adică ți-e ușor așa să înveți o poezie repede, repejor sau? Nu. Necesită muncă, nu-i așa? Noi am găsit ceva pe Facebook cu tine, recitând o poezie și am vrea să te vedem ce zici. Vrei să vezi și tu cu noi? Da. Hai să vedem și să ne amintim și noi cei de aici și cei de acasă ce poezii învățam noi când eram copii. Dar prima dată să ne inspirăm de la Eve puțin în această dimineață. Ce de legendă, Mihai Minescu! Ce te lege în cadrurile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mirărește. Bate vântul frunza-n dungă, cântăreții mi-i alungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec peste vârf de rămurele? Se duc în stolul rămurele și se duc aclipele, scuturând aripele, și mă lasă pustit, vestejit și amorțit, și cu dorul singurel de mângând numai cu el. Deci a avut mami timp să-mi șoptească foarte rapid că tu aveai de fapt un ring light, o lumină din aceea, un cerculeț nou, și că ți-a prins și tu recizi poeziile și îți filmezi singură, te descurci singură, nu-i așa? Deci un mini-vlogger poți să spui. Foarte, foarte tare. Eu sunt super impresionată de ea. Și mi-ai povestit tu, Eve, înainte să intrăm noi în direct, că tu ai o colecție de rochițe de prințesă, nu-i așa? Mai povestești odată, te rog, ce rochițe ai tu? Am două de Elsa. Da. Una de cenușereasa, una de Belle, una de Ariel, cu codiță la spate și cam atâta. Și dintre astea pe care le-ai enumerat, care e preferata ta? Care îți place cel mai și cel mai mult? Păi, îmi place cenușereasa. Da? Uh-huh. Păi dacă îți place cenușereasa, uite, mă lași pe mine să mă îmbrac cu rochia de mică sirenă, că ți-am zis că, uite, eu n-am avut rochie de mică sirenă și mi-a păi părit tot timpul. Micuță. E micuță, știu, dar uite, o pun așa, o pun pe un braț. Pun codița pe un braț, ce zici? Mă lași? Nu. Nu? Nu. Dar dacă, uite, dacă mi-au și eu o rochiță de mică sirenă și vin și eu îmbrăcat așa, vrei să ne jucăm împreună și să facem o ședință foto, de exemplu, ca două sirene? Da. Și îți fac eu roșu de o perucă roșie, că ai zis că perucă de Ariel nu ai, nu? Da. Uite, am stabilit. Și codiță, da? De-aia ca să bagi picioarele în ea. Uh-huh. Dar tu știi că există și o păturică, tot așa, codiță? Ia să-i zici, mami, uite, să arăt dacă vrei pe internet cum să găsești un fel de păturică și în loc să te înveleși cu ea, bași picioruțele și te înveleși cu codița de sirenă, practic. Ce zici? Ți-ar plăcea așa ceva? Da. Ar fi drăguț, nu? Uh-huh. Uite, Radu, vreau să te întreb tu despre ea, ce știi, având în vedere că, uite, se trezește la 6 dimineața și e super muncitoare. Cum arată programul ei într-o zi? Eu deja sunt alături de ei timp de săptămână și mă bucur tare mult că împărtășim aceleași gânduri active. Adică, ți-aduce aminte filmul Home Alone? Uh-huh. Dimineața, prima parte, când toată lumea aleargă prin casă să meargă în vacanță, când întârzie. Deci exact asta se întâmplă în sensul bun al cuvântului. Și mi-mi place energia asta. Deci niciodată n-aș putea să fiu înconjurat chiar și la serviciul de oamenii de cu alături de care te plictisești, alături de care nu simți o aură plină de energie. Or, colegii unul de la celălalt se încarcă pozitiv cu energie și mă bucur tare mult că am găsit asta și la ei și mai ales la ea. Deci, o să vezi dimineața, nu, alți copii deci sunt tranchiunoși, sunt așa plicticoși. Ea deci este prima, deci se trezește din dimineața. Radu, bună dimineața, deci când m-am văzut de dată, automat. Toată lumea trezirea, mergem la TV, deci alea. Deci, Doamne ajută. Uite, aș vrea să te întreb și pe tine, în afară de proiectul pe care l-ai cu Eve,
Tu cum îți desfășori activitatea? Pentru că și tu ai activitatea ta artistică, da, pe lângă cea de impresariat și de producție. Da, eu sunt om de radio de 12 ani. Am făcut și televiziune, așa că te înțeleg perfect cum te trezești dimineața. Eu poate eram un pic mai tânăr, pe la 5, povesteam noi un pic mai devreme. Sunt producător muzical, mă ocup de foarte mulți tineri din România. I-am descoperit recent. Mai sunt și interpret. Chiar după o pauză de 3 ani am lansat la sfârșitul lui 2020 o piesă semnată cu cei de la Cat Music. Pregătim un duet cu un artist mare de la voi din România. Și mai pregătesc și o piesă solo, filmăm un videoclip chiar la sfârșitul iulie cu Roman Burlac, cel care filmează celor de la Carla's Dreams, tot din Republica Moldova. Așa că avem planuri foarte mari, plus filmăm un videoclip pentru o fată din Moldova stabilită în Marea Britanie. Foarte multă activitate, 3 piese pentru artiști tineri din România, deci o agenda full. Mă gândeam că vara asta o să mă gândesc, nu știu, nu prea cred. Eu te-aș invita vara asta să ne treci nouă pragul lor de câte ori vei avea ocazia, pentru că mi se par proiecte interesante și mă bucur că, uite, te-am descusut puțin. Avem și noi ocazia să te vedem și pe tine în calitate de artist, nu doar în calitate de producător în dimineața asta cu Eve. Eve, cum te simți acum? Te simți bine la noi? Ți-a plăcut? Da. Da? Mai vrei să mai vii? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să... Ți-au plăcut, uite, luminile, platou, colegele care au avut grijă de tine până acum? Zic că ți-a plăcut de mine. Ți-a plăcut de mine? Îmi place de tine. Vedeți? Gata. Ne-am îndrăgostit foarte mult una de cealaltă. Am aflat că și la machiaj ți-a plăcut, nu-i așa? Da. Și am și un lănțic cu înghețată pentru că e cald afară. Foarte tare. Uite, am un lănțic cu pisicuță, vezi? Da. Pentru că îmi plac foarte mult pisicile. Păi și eu am un pișcișor acasă și după ce pleacă Radu din România de la noi, o să-mi iau o pisicuță adevărată. Foarte tare, dar de ce după ce pleacă Radu? Ca să nu-ți ia Radu pisica, nu? Să nu plece cu ea. Da. Am și un foarte acasă, bine. Da. Așa să faci, să nu cumva să plece Radu în Republică cu pisica ta. Și să ai grijă după ce ți-ai pisica să păzești peștișorul, că ai văzut în desene, mi-ai zis că te-ai uitat la Tom și Jerry, nu-i așa? Uh-huh. Ai văzut că Tom câteodată mai vrea să mai mânce și peștișori. Ba nu, Tom doar cu Jerry are treabă, nu? Da. Ce mi-ai povestit tu despre Tom? Că ai zis tu ceva despre Tom? Păi, ce a făcut lui Jerry? Tom stă la pândă și un șoricel mic, ăla maro, vine să-l ajute pe un șoricel gri, că e bebe, șoricelul ăla mic. Și soarbe din castronul lui Tom și Tom se trezește și ei amândoi se ascund după canapea și apoi Tom ridică labele cu oala și îl bea pe tot și apoi îi curge de pe mustață și îl ține de picioare și face și a vrut să-l mănânce de fapt pe Jerry, nu-i așa? Da. Uite, o să ne uităm și noi la Tom și Jerry într-o scurtă pauză de publicitate ca să ne reamintim și noi de copilărie. Vă mulțumesc tare mult că ați venit dimineața asta. Chiar ne-ați făcut dimineața mai frumoasă, mai bună, mai plină de energie. Mulțumim, Eve, tare mult. Felicitări și mult succes pe mai departe. Și ție, Radu, și mulțumim tare, că ai venit să o susții atât de frumos pe Eve dimineața asta. Felicitări. Mare, mulțumim și eu pentru invitație. Noi, așa cum am spus, o să luăm o scurtă pauză de publicitate. O să-mi fie foarte greu să mă despart de Eve, dar continuăm emisiunea și avem fel de fel de subiecte interesante cu care vrem să vă răsfățăm în această zi.